Dragoste fără margini pentru cel mai bun prieten al omului. Un bătrân de 84 de ani și-a dus câinele 8 km cu roaba până la veterinar. Bărbatul a făcut tot ce a stat în putință pentru a-i salva viața. Conform știrile canalde.ro, dragostea pentru patrupedul său l-a făcut să uite de poverile bătrâneții. Povestea inedită a unui pensionar din satul mare și a câinelui său, bărbatul de 84 de ani și-a dus cățelul 8 km cu roaba până la veterinar. Animalul se simțea rău și avea nevoie de îngrijiri medicale. Pensionarul nu a stat pe gânduri, deși este bolnav, el a renunțat la problemele sale și a mers să-și salveze cel mai bun prieten. Câinele avea nevoie imediată de ajutor. Stăpânul, deși are 84 de ani, l-a pus în roabă și au plecat la drum către veterinar. Au mers pe 8 km, totul ca să-și salveze cel mai bun prieten. Medicul veterinar este cel care a publicat povestea impresionantă pe rețelele de socializare. Dragostea pentru animale este, în trei cuvinte, povestea bătrânului Popaion din localitatea Berin, care la cei 84 de ani a venit pe jos 8 km ca să-și aducă la medic câinele bolnav cu roaba, mai rar asemenea proprietar de animale, a descris medicul veterinar pe pagina sa de Facebook. Postarea a strâns imediat felicitări și laude, dar și mii de aprecieri și distribuiri, relatează știrile canalde.ro.